România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Păi cum ar putea să fie o dezbatere despre fotbal cea mai importantă? Așa este, s-ar putea întreba multă lume. Am putea să ne lipsim multă vreme de fotbal și de tot ce reprezintă el, dar nu vi se pare cumva că aceasta este mai curând o dezbatere despre vocația ratării? Nu cumva rezultatul de aseară arată că nația noastră a deprins neputința și că mai mult se obișnuiește tare bine cu ea, dar și mai grav de atât, suntem atrași în dezbateri greșite despre cine și cum ar putea face mai mult, despre oameni providențiali, despre virtutea unora și neputința altora. Pe când acesta este un rezultat de sistem, un rezultat al unei nații, e o neputință comună, așa cred eu. Pentru cine nu urmărește fenomenul îndeaproape, câteva explicații. Naționala de fotbal a României a terminat grupa de calificare la Cupa Mondială din 2022 pe locul 3, după Germania și Macedonia. Dacă am fi fost pe locul 2, atunci am fi avut dreptul la două meciuri de baraj pe care, dacă le-am fi câștigat, am fi mers la mondiale. Așadar, am fost departe, chiar foarte departe. Mai mult de atât, este a șasea ratare consecutivă a participării la o cupă mondială. A șasea. Adică avem o generație de tineri adulți care nu știu cum e ca țara ta să joace la o cupă mondială. Da? Adică avem o generație de tineri adulți care nu știu ce înseamnă să ai îndeplinit un obiectiv comun în sport. Pentru ei, în mod natural, România înseamnă înfrângere, înseamnă neputință. Ne-am obișnuit că suntem slabi, ba mai mult ne-am obișnuit că nu avem soluție la asta. Știm între timp că echipele noastre de club nu mai contează la niciun nivel, dar vorbim de corupție, de pariuri, de declarații care mai de care mai scandaloase, de patroni bicisnici și de promovarea unor atitudini care sfidează bunul simț, onestitatea, talentul, deseori umanitatea. Am ajuns să ridicăm la rang de statuie expresia sunt banii lui, face ce vrea cu ei. Și dăm dreptate tuturor celor care promovează individualitatea în fața comunității. Poate nu întâmplător, dureroasă coincidență, în săptămâna decisivă a calificării, în spațiul public s-au petrecut două evenimente. Întâi au apărut imagini din autocarul cu juniorii de 14 ani ai clubului Steaua, care erau îndemnați la băut whisky de către adulți, iar apoi, la FCSB, antrenorul era silit să părăsească echipa după 7 victorii consecutive, căci nu răspundea la dorințele patronului. Astea sunt evenimentele majore din fotbalul nostru. Dar cu siguranță e chiar mai mult de atât. Ratăm și la Jocurile Olimpice, de unde ne-am întors cu 4 medalii. Handbalul nu mai este ce era, noroc că naționala feminină merge la campionatul mondial. Gimnastica nu ne mai ajută și vedem astăzi și ce mare performanță făcea Simona Halep, câtă vreme sănătatea i-a îngăduit. Reușitele noastre sunt din ce în ce mai rare. De ce? De ce ar fi fost mai buni sârbii aia din Portugalia? Ce apă beau ei? Așadar, eu vă provoc astăzi să răspundeți, să căutați un răspuns la această întrebare grea. 0372069599. Este ratarea acestei calificări o neputință sportivă sau una a nației? Ce le lipsește românilor ca să facă performanță în sport? Sau, în general, că lucrurile sunt legate? Și hai așa de curiozitate, dacă tot sunați, dom'le, la ce sport v-ați da copilul? Adică e ceva unde vă convinge că are rată de succes? 0372069599. România în direct este și pe Facebook, pe pagina Europa FM. Sunt mesaje și acolo, eu mai arunc câte un ochi, ne uităm împreună și acum să dăm drumul la dezbatere. Gabriel, salutare, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit. Salut, Cătălin. Salut toți microbiștii din această țară care sunt alături de noi. Dar de ce? De ce microbiștii? Adică, să știi că... Pentru că sunt foarte, foarte mulți iubitori
ai acestui sport, ai acestui sport, cum să-i spun, rece, dacă vrei. Pentru că eu am jucat fotbal și sunt foarte, foarte măgnit de, de ce s-a întâmplat aseară. De fapt, nu ce s-a întâmplat aseară, de rezultatul, de rezultatul întâmplărilor care au dus la eșecul de aseară. Și atunci... răspunsul la întrebarea ta, da, este, este o greșeală a nației noastre, ca a nației noastre de români. Noi românii nu știm să facem altceva decât să ne văităm, să plângem că nu avem nu știu ce, că nu avem, mă rog, nu vreau să intru mai mult în detalii, nu vreau să vă țin mult. Ideea este că, comparativ cu sârbii, pentru că i-a dus mai devreme în, în discuție, nouă ne lipsește caracterul, ne lipsește puterea de a trece peste aceste obstacole. Obstacole pe care noi ni le provocăm în timp. Cum a zis domnul Rădoi, adică avem o barieră mentală. Dar de ce avem bariera mentală înseamnă caracter. Înseamnă caracter. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în anii 82, 83, 84, până în anul 86, când Steaua a culminat cu, cu câștigarea Cupei Campionilor. Ce credeți că aveau în plus oamenii ăia față de oamenii ăștia? Talent avem cu carul. Da. Avem ce caracter. Aveau? Ce aveau? Caracter? Talent, ce înseamnă, domnule, caracter? Caracter. Eu mult am auzit, mă uit la televizor, la fotbal, da? Mă uit mai ales când vorbește prietenul meu, Radu Paraschivescu, salut, Radu, și acolo mulți oameni de fotbal vorbesc de caracter. Ce-i, domnule, caracterul ăsta invocat de suflarea fotbalistică din România? Caracterul? Puterea de a lupta pentru țara ta, pentru nația în care trăiești. Pentru că, uitați-vă ce fac sârbii și nu numai sârbii. Uitați-vă la croați, uitați-vă la orice altă nație care e undeva sus din punct de vedere al locului pe care îl ocupă și veți vedea că ei rup terenul ăla, îl ară, muncesc. Și ai noștri nu. Nu, ai noștri nu. Uitați-vă ce a făcut Maxim, l-a băgat pe Maxim. Maxim nu știe decât să puțin cu călcâiul, niște floricele, dar niciodată să pună piciorul să se rupă, cum puneau aseară sârbii sau cum au pus croații cu rușii, dacă ați văzut meciul. Extraordinar, da. Meci, extraordinar. Dom'le, da, îți mulțumesc tare mult, dar eu cred că diferențele pe care le invoci nu sunt pentru că ei atrag mai tare de ei și vor să-și rupă capul. Eu cred că și Chiricheș și Hagi trag tare de ei când sunt pe teren. Poate diferența stă în niște ani de muncă corectă a unora și mai puțin corectă a altora. Stă în rezolvarea unor situații din trecut în mod corect. Adică în educație pe lângă talent, în muncă nemărginită, în fiecare zi, în faptul că nu au ocolișuri, în faptul că răspund corect la niște situații. Adică știință, tehnică, educație, profesionalism. Nu cumva asta o fi caracterul lor format mai de mici? Că eu nu cred că ai noștri aleargă cu 5 km la oră mai puțin pe teren doar pentru că s-ai noștri. Cristian, salutare! Eșec sportiv sau eșec al unei nații? Bună ziua! Salutare tuturor! Este evident un eșec național. Și eu cred că, în primul rând, avem o lipsă de strategie care ține de educație. Eu cred că dacă discutăm strict despre fotbal, cu toate că putem extrapola la multe alte domenii, din bani publici se plătesc foarte mulți jucători străini care vin aici să facă spectacol, nu-mi dau seama pentru ce îi plătim. Din punctul meu de vedere, dacă strategic, la nivel național, toți banii pe care îi cheltuim pentru echipele profesioniste s-ar duce către baze sportive, copii și juniori, în 15 ani, 20 de ani, 10 ani, nu știu să spun, Hagi, de exemplu, a avut rezultate în 11 ani, dar într-un termen definit putem să tragem speranțe. Cu această educație, cu această strategie în educație, putem cultiva atitudinea care face parte din acel caracter despre care spunea Gabriel mai devreme și putem să ne gândim în față. Părerea mea. Da,
stau să mă gândesc, nu multă lume știe sau poate nu multă lume e atentă. O grămadă de cluburi profesioniste din România, indiferent de domeniu, fie că spunem fotbal, handbal, volei sau basket, plătesc sau primesc bani de la primării pentru a-și desfășura activitatea sau de la alte instituții publice și, mă rog, avem campionate bune, adică cel puțin la handbal avem un campionat cel mai bine plătit din, de prin zonă, așa, adică e atractiv pentru o grămadă de lume. Ceea ce zici tu e următorul lucru. Dom'le, nu mai faceți chestiunea asta, creșteți doar generații de copii. Acum, da, știi cum e. Alegătorul va trebui să hotărască când aude chestiunea asta. Ce crezi că va hotărâi alegătorul? Da. Îmi vine greu să spun, dar aici vorbim de lucruri pe termen scurt. Atunci când ne gândim strict la ce își dorește alegătorul, vorbim de strategii pe termen scurt, care ne-au adus exact unde suntem acum. Exact. Dă-mi o soluție. Dă-mi o soluție pentru momentul ăsta. Că aici suntem. Îmi place să-l citesc pe colegul și prietenul vostru Moise. Eu nu am soluții, am doar întrebări. Mersi, așa și eu. Dacă știam cum trebuie făcut, mă duceam eu în locul lui Burleanu și spuneam, domnule, așa trebuie făcut. Deși niște drumuri le întrevăd, adică poate facem ce fac alții, nu? Întâmplător, că ai spus despre handbal, eu sunt din Brăila și în Brăila se investesc foarte mulți bani în echipa locală de handbal, care într-adevăr în ultimul timp, anul ăsta, are și rezultate. În timp, dacă mergem în școli, pentru că am și eu o fică, clasa 12, pot să vă spun că în ultimii 8 ani, orele ei de sport au fost vai mama lor. Și așa este peste tot. Cel puțin în locurile unde știu eu. Și de aici pornește această între ghilimele strategie care ne-a adus unde suntem. Chiar dacă cu echipa de fotbal am fi ajuns la baraj, ce credeți că am fi făcut la acel baraj? Că ar urma să zicăm cu Portugalia. Cu Spania, Portugalia, știu eu. Da. Cam ce șansă am fi avut? Mici, dar măcar ne laudam că suntem la baraj. Adică înfrângerea noastră a venit cumva mai devreme decât ne doream noi. Dar tot acolo poate că ajungeam. Cred că avem să ne... Te rog. Da, scuze, pentru că bănuiesc că mai sunt și alții la rând. Eu cred că trebuie să pornim, să ne gândim la o strategie care să aibă rezultate pe termen lung și nu pe ce rezultate am avea la alegerile următoare. Părerea mea. Dacă îți mulțumesc tare mult, dacă e să avem strategie pe termen lung, eu am scris astăzi în Gazeta Sporturilor că l-aș lăsa pe Mirel Rădoi să conducă naționala asta mai departe. Pentru că am văzut și momente bune, am văzut și progres, am văzut și făcându-se câteva lucruri care mi-au plăcut. Și de asta poate e drumul de mers mai departe. Nu știu cine o să vină, dar nu cred. Eu nu cred în miracole. Și apropo de finanțarea cluburilor sportive, da, poate e o greșeală acolo în cum se face, Cristian, chestiunea asta, dar aș vrea să vă întreb așa. Mă, dar noi suntem cumva o nație sportivă, adică noi toți ăștia alergăm, mergem precum sârbii, danezii, ne ducem și noi copiii la sport, ne ducem pe acolo, au de unde să scoată oamenii ăștia profesioniști, da? Sau îi cocoloșim pe ăștia mici, noi preferăm berea, șprițul și grătarul în locul mișcării, nu cumva de aici începe toată povestea asta. Ionuț, salutare, bine ai venit la România în direct. Eșec sportiv sau salut. Eșec al nației? Salut, Cătălin, îmi pare bine să te aud, salută și ascultătorilor. Categoric este eșec național și, din păcate, trebuie să spun, nu o să mă refer strict la fotbal, pentru că sunt oarecum departe de domeniul ăsta, dar lucrez într-o multinațională, în timp am ajuns să am oamenii sub ordine și să am nevoie să angajez oamenii în echipa respectivă. O să spun, o să încerc să fiu foarte scurt, din păcate problema pleacă de foarte timpuriu și anume de la educație. De la educația de acasă și de la educația din școală. Părerea mea este că aici este problema majoră. Doamne, dar ce trebuie educație ca să dai cu piciorul în minge? Dar nu vorbim numai de fotbal. Dacă este să coleg numai ce ai spus tu mai devreme,
gândește-te la oamenii ăia care le-au pus copiilor de 14 ani whisky în mână. Da. Ce să înțeleagă? Ce să învețe? Că e distracție când pleacă la muncă sau că e muncă? Bună observație. Bună observație. De fapt, rezultatele acestei generații pe care Mirel Rădoi a avut șansa sau neșansa să o antreneze sunt rezultatele unui mod de a face carte, educație și a unei atitudini în față de muncă în România. Exact. Exact. Asta este și eu spun cu mâna pe inimă în cunoștință de cauză, pentru că am trecut, am încercat să angajez proaspăt ieșiți de la liceu. Nu am avut nevoie să fie bine formați profesional în domeniul în care urmau să lucreze. Am zis nu, să fie doar oameni și să aibă capacitatea de a iubi munca și de a iubi ceea ce fac. Și? Care nu se învață. Așa, nu și? S-a putut. Îmi pare rău, nu s-a putut. N-ai găsit oameni care să iubească munca? Nu, nici de cum. Și nu-i vorba numai de muncă. E vorba și de a accepta învățăturile celor cu care urmau sau cu care au lucrat în echipă. Oameni care lucrau de foarte mult timp în domeniu, aveau cunoștințe solide și care au încercat să învețe pe cei tineri. Nici măcar negru sub unghie, cum spune română, nu s-a putut lucra asta. Paul Olteanu, cu care realizez Mind Architect Power by Europa FM aici în fiecare duminică după 10, spune la un moment dat așa, că noi în școala din România nu suntem învățați să lucrăm în echipă. Ba chiar suntem asta penalizați. Asta vreau să zic. Da, asta vreau să zic. Nu se poate lucra în echipă și încă din școală. Copilul când merge și ia o notă, acasă îl întreabă, dar celălalt cât a luat? Dacă celălalt a luat mai puțin decât el, e bine. Nu contează că ăsta mic a luat 5. Acum întrebăm, bă, a luat 9, dar e unul care a luat mai mult decât el, atunci e bai. E bai. Rău de tot. Da. Asta înseamnă că azi, nici azi, nu ne vom uita la progresul pe care Naționala României l-a făcut. O să ne uităm așa și o să zicem exact cum am zis eu, întărtându-vă pe voi. Bă, dar sârbii aia cum de pot? Și asta e o frază care nouă românilor ne place la nebunie. Ai văzut, mă, că aia pot? Acum o să mergem la Mirel Rădoi și o să-i spunem cum, sau la Burleanu, și o să-i spunem cum zice domnul Ioanițoaia aici. Zice așa, comozi și aerieni, habarniștii de la casa fotbal le-au pus un selecționer fără școală și fără experiență. Perfect adevărat. Ei au ignorat un element esențial care a și promovat acest ultim eșec, că la Națională nu vii ca să înveți, la asemenea nivel vii să predai, iar Rădoi n-a știut nici ce și nici cum. A fost bine intenționat, însă nepriceput. Domnul Ioanițoaia are dreptate, dar fiind de modă veche, el se uită la învățătură ca la modul în care ne-a învățat sau în modul în care școala românească ne-a învățat. Bă, ai greșit-o, te-am plesnit. Ai greșit-o și tu și ăla care te-a învățat v-am plesnit pe amândoi. Or, din punctul meu de vedere, astăzi, noi avem de făcut un mic pas și să ne uităm și să spunem, bă, Mirele, ce-ai învățat tu aici, da? Ăștia de la tine au făcut ceva bun? Bravo, uite ce au făcut bun. De prost știam cu toții că iese prost, nu? Hai să învățăm ceva mai departe. Așa procedează națiile. În momentul ăsta ne punem la masă și discutăm să vedem ce-i bun mai departe. Așa aș gândi eu. Florin, salutare! Bine ai venit la România în direct! Alo! Salutare! Eșec sportiv sau eșec național? Asta e întrebarea de azi. Bună ziua tuturor! Eu cred că e un eșec al nației. Vă sunt din Constanța, aici în Constanța, când spui de orașul ăsta, spui de mulți navigatori. Și eu sunt un navigator. Uh-huh. Merg pe o navă în care sunt 24 de oameni. Noi cărăm miliarde acolo, containere. E navă mare. Dacă ăștia 24 de oameni nu au o disciplină și un caracter, nu reușim să cărăm. Avem pe drum, sunt mii de mile pe care trebuie să le facem când traversez oceanul, fie Pacific, fie Atlantic. Trebuie să fii foarte, foarte disciplinat în ceea ce faci în jobul tău. Cineva, dacă nu face, să strică tot mecanismul. Cred că asta ne lipsește nouă, ca români. Disciplină, în primul rând, și caracter, tărie de caracter. Uh-huh. Bineînțeles, astea vin din educație. Cam asta cred că este situația la noi acum. Dacă te uiți oriunde, în orice domeniu, fie că e autostradă, să construim autostradă, fie că e sănătate, să avem grijă de spital, sau orice alt domeniu, fie și fotbalul, se vede clar că nu avem disciplină și verticalitate, tărie de caracter. Îmi pare rău să spun,
Dar asta e situația. Cum o reparăm? Că de zis bine, ai zis. Ne-ai descris foarte bine. Habar n-am, deci treaba asta va dura, cum să vă zic, rău s-a făcut de mult și încă mai continuă. Cum să va face bine țara asta? Păi durează de aici încolo încă cel puțin, dacă ar fi astăzi să ne apucăm, ar dura cel puțin încă 10 ani de zile. Și cei care pot face bine sunt cei care au pârghiile în mână. Eu n-am cum să fac bine, că dacă eu mă pun să spun cuiva, domnule, uite, vezi, nu mai arunca hârtia aia, hai să păstrăm curat, chestii dintre astea, o să-mi râdă nas. Dar dacă tu, care ai pârghia în mână și ești legiuitor și poți face, poți da legi dure, drastice, atunci da, poți educa. Mai poți da ceva. Mai poți da și dovadă de caracter atunci când ești conducător și legiuitor, cum spui tu? Absolut. Poți da dovadă absolut de bun simț, modestie absolut și hărnicie. Absolut. Să dai dovadă de verticalitate, așa cum ai spus. Oricând da tu las că discutăm, pregătiți-vă, mâine, poi mâine, îi discutăm și pe băieții ăștia. Ori tu când te întorci de colo-colo ca un conducător ce ești, ce să înțeleagă oameni? Că merge și așa, nu? Da, domnul Silvia, exact asta este situația. Deci, la ora actuală, bine, nu vreau să dau vina, iar știți, refrenul ăla politicul e de vină, dar da, să știți că oamenii ăștia care sunt cei mai priviți în România, care sunt oameni publici, în momentul în care se sucesc de colo-colo și schimbă izmenele de colo-colo, e bine, atunci dau o dovadă clară de lipsă de caracter și de verticalitate. Îmi pare rău să o spun, dar asta e situația. Oamenii publici fac mult rău prin felul lor de a fi la ora actuală, pentru că ei sunt exemplu. Lumea se uită la ei. Asta e. Să știți că asta e adevărul. Asta e adevărul, Florin. Mulțumesc mult. Să știți că toate lucrurile sunt legate între ele. Fotbalul nu este doar expresia sportivă a unor cetățeni care aleargă pe teren. Fotbalul de multe ori și celelalte sporturi sunt o oglindă a societății, a modului în care suntem construiți, a modului în care suntem educați, a modului în care muncim de cele mai multe ori. Toate sporturile astea, fie ca o natură individuală sau de echipă, ne exprimă de foarte multe ori pe toți cei din țara respectivă. De asta îi și înconjurăm cu căldură pe atleți sau cu nervi atunci când greșesc. Dar niciodată sporturile nu vor fi mult deasupra societății în care se află, pentru că au nevoie și de resurse, și de educație, de profesori, dar și de modele în același timp. Dacă Serbia, prin comparație, este bună la sport, este bună și pentru că a avut modele sportive, în ciuda resurselor puține, dar a avut de-a lungul anilor modele sportive foarte valoroase, mai multe ca noi. Și poate o disciplină a muncii mult mai mare. Aurel, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și celor care ne ascultă. Supărat pentru rezultatele astea la fotbal. De ani de zile ne chinuim și mereu de 20 linie și ne uităm în urmă. Se fac 25 acuș. Sunt din Pitești, am o vârstă, am văzut fotbal la Pitești, cum n-au văzut mulți în țara românească. Aveam și pe cine să vedem, aveam și conducători de club, acum nu mai sunt conducători de club în primul rând. Da. Nu știu dacă îmi dați sau nu-mi dați dreptate. Noi, dar să vă dau dreptate, adică stăteam și mă gândesc așa, domnule, conducător de club, păi stați puțin, că la multe cluburi de genul acesta acolo sunt, domnule, niște șperțari, adică nu-i vorba de conducător. Dumneavoastră le dați o onoare înaltă, așa când ziceți conducător de club. Păi nu, vă găng ghilimele de data asta, aveți dreptate, conducător de club. Repede apar în față, arbitraj, n-avem conducător în arbitraj românesc, trebuie să fie un grec. Am văzut. Ai noștri s-au terminat de mult. Da. Dom'le, da? Nu știu să zic, nu stau să discut chestiunea asta aici. Mă gândesc că poate grecul ăsta o fi ferit de rețelele de corupție, da?
Cine știe? Na. O fi ferit de rețele, dar nu vedeți ce arbitraj avem în țara românească? Da, nu mă pricep atât de mult, dar apreciez și eu niște oameni de acolo, să știți că m-am uitat și recomand tuturor. Este un documentar făcut de UEFA despre arbitrii și este inclus și un arbitru român, domnul Hațegan. Avem? Doamne? Avem două brigăzi, hai să zicem trei. Sunt pălăria ce am văzut despre omul ăla. Da. Adică dar un profesionist. În rest, nu, în fine. La vârfuri suntem, suntem foarte buni. Uite, pentru că ziceți că sunteți om cu experiență, senior Aurel, dă-ne așa o idee, cum ieșim din marasmul ăsta? Cum ieșim? În primul și în primul rând, oamenii de sport să ocupe funcțiile înalte. Ce să facem cu domn Burleanu, care s-a apucat de fotbal la 18 ani? Spune un CV-ul destului și la 18 ani jumate s-a lăsat. Dar de ce, domnule, trebuie să... Asta trebuie să știe conducătorul? Adică trebuie să știe să facă... Păi să știe cel puțin ce îi cere subalternul. Mm-hmm. Aha, asta e important. Da, există teorii și teorii. Uite, la un moment dat poate vine domnul Burleanu la o judecată de asta când sunt alegerile alea. Nu o să vedeți. Nu? Nu o să vedeți. Adică nu. O să rămână tot el, nu? Nu, fug de răspundere, apar la televizor cu o zi înainte de meci și dispar după eșec. Dacă e o victorie, n-ai loc de ei la televizor. Da. Mulțumesc tare mult, Aurel. La un moment dat, Federația Engleză de Fotbal a fost condusă de un cetățean care se numește Greg Dyke. Greg Dyke mai lucrase înaintea Federației de Fotbal, tot ca manager, că asta e specializarea lui, condusese BBC-ul, deci radio-televiziunea publică din Anglia, care bănuiesc că n-are nici înclin, nici mânecă cu fotbalul, și de asemenea mai condusese poșta din Anglia, care evident că n-are nicio legătură cu celelalte două. Dar domnul Dyke e considerat un manager de succes, pentru că are capacitatea de a face reforme și de a-și asuma decizii. Și omul a tot fost în funcție. Fotbalul englez nu s-a prăbușit cu sau fără el. E adevărat că fotbalul englez nu se întâlnește cu performanța sportivă de altă dată, dar în egală măsură a dat performanță la nivelul întregii țări. Și stăteam să mă gândesc oare cât de important e acum că Burleanu știe sau nu știe fotbal. Poate știe să facă bani la federația asta. Poate fotbal trebuie să știe cei de sub el. Poate mecanismele funcționează de altă natură. Doru, salutare, ești la România în direct. Nu mai căutăm vinovați, dar întrebăm dacă a șasea ratare a unei calificări la o cupă mondială este un eșec național sau doar sportiv? Adică, domnule, asta e. Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și ție. Cred că dacă... Întâi să mă prezint. Sunt într-o dublă calitate aici. De părinte a unei sportive dintr-o echipă națională, oarecum de succes. Și doi, lucrez în sport. Bravo. Bravo că ai sunat în sensul ăsta. Adică a șasea ratare, poate părea tragic, să spun așa, poate părea nu tragic, tragic în sensul sportului. Ceea ce nu înțelege foarte multă lume este că prima valență a sportului nu este cea de reprezentativitate, de medalii, de podium, de... Există această variantă doar ca model, doar ca cale de urmat, ca exemplu, aici. Gândiți-vă că cele mai mari performanțe ale României au fost obținute de canotori, de prietena mea, Elisabeta Lipă, iar la toate competițiile de canotaj, împreună, dacă le luăm, nu sunt meciuri, nu sunt spectatori, cât la meciul Botoșani-Astra, să spunem. Înțelegeți? Problema fundamentală a sportului este că el trebuie să răspundă nevoii societății de sănătate, de întărire a... calităților, hai ca să fiu un pic comunist, așa, moral-volitive. Copiii noștri sunt moi, sunt într-o paradigmă așa a învinsului de la prima chestie. Am luptat foarte mult cu fetița mea ca ea să nu aibă acest complex românesc tot timpul. Și am fost blamat și am schimbat antrenori, am schimbat echipe, am schimbat orașe, special ca ea să ajungă ceea ce este acum. Și joacă afară și vede cu totul altceva decât la noi. E foarte interesant ce povestești. Deci ți-ai trimis copilul să facă sport de performanță afară pentru că...
Nu, l-am trimis să-și facă sport afară, în momentul în care a terminat junioratul și echipa din București, foarte, cum să spun eu, foarte faimoasă de acolo, s-a desfințat în două zile. Probabil că cei care m-au ascultat acum știu despre ce este vorba. Nu, dar zi-ne tu, că nu știu, adică chiar și eu am un... am așa o încurcătură în a înțelege ce sport face, ceva sport de echipă, joacă, e clar. Joacă volei. Este capitanul echipei naționale de volei. Aha, bravo, uite așa. Cine este printre puținii voleibaliști care joacă în străinătate? Deși de asta volei... vă spun că sunt în fenomen de la mini-volei până la echipa mare națională. Am fost la toate turneele, am fost la, nu pot să vă spun pe unde am fost, prin ce... peste tot. De ce? Pentru că este foarte, foarte important ca părintele să fie alături de copil. Asta e una din cerințele marii performanțe. No, sunt puțin emoționat acum și m-ai întrebat de soluții. Soluția există, dar trebuie o resetare generală a sportului românesc. Cum ai spus mai înainte de acel manager care a condus poșta, care a condus... Eu vă dau un exemplu foarte clar. Botoșani. Sunt din Botoșani. Da? Avem un manager de echipă de fotbal aici, domnul Istimie, care este un manager de succes și în alte domenii. Îl cunosc personal și domnul este un model de management în România. A aplicat exact ceea ce a făcut la firmă, luând pașii metodici, aplicând pașii metodici din sport. Nu e greu deloc. Pe noi, dar trebuie, încă o dată, trebuie un audit general de management al cum se cheamă, al celor care vor să conducă sportul românesc. Am avut exemple de mari sportivi care au muncit, care au palmele crăpate și acum. Și nu au reușit. Nu au reușit să facă mai nimic. Ba din contră, sportul s-a afundat din ce în ce mai mult. Înțelegeți? Și dacă reușim să facem sportul să-și dea valențele lui în societate, valența primordială este cea de întărire a sănătății. De la întărirea sănătății până la marea performanță, știți cum e? Blink of an eye. Atât. Da. Vedeți-mă. De la întărirea sănătății, formarea deprinderilor mentale de a reuși, după aceea merge mai departe. Dacă am fi o nație, apropo, uite, mai spune-ne un lucru. Suntem, domnule, o nație sportivă, adică, bun, tu ți-ai dus fata de mână, ai reușit să o împingi în lumea de sus a voleiului, dar sunt mulți părinți care își duc copiii la sporturi sau e greu pentru voi în fenomenul ăsta? Ca părinte? Nu, da, este greu. Adică Nu întreb dacă e greu să găsești copii cu care să continui sportul ăsta. Dacă ai bază de selecție, cum se cheamă. Bine, e adevărat că se fac mai puțin copii acum în România, dar baza există și în orice moment eu nemai având așa mari tangenții dintre de juniori ale României, de junioare, de copii, mă minunez în fiecare zi ce exemplare pot să iasă și cum nu sunt ele susținute nici de cluburile de acolo, pentru că acolo, cum ai spus bine, este un politruc care nu știe cum să-și umple mai bine buzunarele să dea mai sus, ați înțeles? Da. Și, de aici, la echipa națională a României, la echipa de juniori 3, ni se luau tricourile înapoi, că trebuia să joace și cadetele tot cu ele. Adică, echipa națională e ceva sacru, e ceva sfânt. Eu tot timpul când eram sportiv, am fost și eu așa de divizia, secundă, de una alta. Echipa națională ne uitam ca la niște zei, neștiind ce se întâmplă efectiv acolo. Neștiind că le-au dus într-un cantonament la Alexandria, într-un cămin de nefamiliști, transformat ad hoc într-un hotel de vai de mama lui. Echipa națională de volei care a mers la europene a câștigat și Liga de Argint a Europei acum 2 ani. Deci, condițiile sunt inimaginabile. Cei din sport, îți spun acum ceva în premieră, care la Izvorani se organizează nunți, șefii de politici de acolo organizează nunți în campusul olimpic. Sportivii trebuie să plece să mănânce din pachet. Am auzit asta. Să mai face un ban cu complexul, că știi că nu-s destui. Da. Hai. Da. Deci, crede-mă, am fost în Polonia, am fost într-o delegație în Polonia cu niște campionate ale funcționarilor. Cei de acolo au un hotel cu 3.000 de locuri, din care 1.500 de locuri sunt ale sportivilor și 1.500 a celor care se tratează cu medicii loturilor naționale. Efectiv, oricine poate merge și are un medic de top acolo.
la Spala, lângă Uci, orașul acela. Îți înțeleg durerea, dar în același timp îți felicit și ambiția și îți doresc succes pe mai departe, ție și copilului tău. Am toată admirația pentru oamenii care fac sport și au această reușită în viață. Și aici ne lipsesc foarte multe, dar la un moment dat, ca orice nație, vom găsi niște căi. Nu să fim mereu ciuca bătăilor în toate domeniile. Mie însă că trebuie să îmbunătățim mult mai multe decât modul în care stăm pe teren, decât știința jocului. Cosmin, salutare! Ai venit la România în direct. Bună ziua! Aș vrea să vă spun și în calitate de părinte al unor copii care și-ar dori să facă sport, dar din păcate nu sunt variante chiar și într-un oraș de mijloc, să spunem, de România. Eu mi-aduc aminte o vorbă de când eram copil și cred că de aici pleacă și mentalitatea. Întotdeauna se spunea, dacă nu-ți place cartea, du-te și fă fotbal măcar. Da. Proastă vorbă. Cam așa se gândește la noi. Nu se gândește să faci ceva împreună. Dacă faci fotbal, nu înseamnă că nu trebuie să faci școală. Și observ asta, din păcate, la jucătorii de fotbal de astăzi, că nu... una cu alta nu merge pentru ei. Am văzut. Adică se chinuie să-și dea bacalaureatul și așa mai departe. La același timp, motivația principală, cel puțin în sportul ăsta, în fotbal, nu este performanța, ci sunt banii. Și vedem asta de fiecare dată când un jucător ajunge la un nivel cât de cât, este căutat, ajunge în străinătate și acolo plachează. Știi ce mă miră pe mine de fiecare dată? Cât de ușor alege fotbalistul român să plece într-o țară arabă, în loc să meargă să joace la jumatea sau la coada clasamentului italian. Pentru mine, lucrurile astea sunt greu de înțeles, dar știu care este lucrul care îi determină. Banul, adică bani mai mulți în lumea arabă decât în coada clasamentului spaniol, să zicem. Deși... O știm cu toții și o vedem cu toții și nu înțeleg de ce ne mirăm că nu am reușit o calificare atâta timp cât noi nu avem jucători care joacă în primele divizii din afară. Adică, eu nu știu, am 33 de ani, dar nu am văzut vreodată o astfel de situație în care noi să nu avem pur și simplu jucători titulari în străinătate. Dar alt subiect aș vrea să bifez. Deci eu, ca părinte, mă gândesc că cel mai potrivit ar fi ca la orele de sport să participe în un fel de scouteri care să îndrume copiii aia, să vadă un talent în ei. Poate unul este talentat la handbal, poate unul este talentat la fotbal, unul la volei, dar să vadă cât de cât un posibil talent și să-l îndrume către acolo. Profesorii noștri de sport nu fac asta. Țin minte că un singur profesor am avut care ne învăța oină, care până la urmă este sportul național. Și râdeam toți de el și ne uitam cu invidie la celălalt profesor care lăsa celelalte clase să joace fotbal toată ora. Cam asta se întâmplă la orele noastre de sport. Nu sunt îndrumați copiii către un sport pentru care ar avea pasiune sau înclinație. Pur și simplu se bifează, a trecut ora și la revedere. Este o glumă și proba la bacalaureat de sport, nu știu acum mai este, da, dar din punctul meu de vedere este o glumă ora de sport care se face în școlile noastre. Nu mai spun că am învățat la un liceu de renume, poate primul liceu din oraș, în care nu aveam o sală de sport. Era în litigiu cu nu știu cine și noi nu aveam o sală de sport. Că la mine, îți mulțumesc tare mult, la mine la Vaslui nu a existat sală de sport decât la un singur liceu, din câte mi-aduc eu aminte, când eram eu copil. Dar poate greșesc, nici atunci, sau de fapt atunci s-au pus bazele căderii sportului nostru, poate odată cu generația mea. Primesc un mesaj privat de la unul dintre oamenii care a fost invitat în emisiunea asta, nu să-i dau numele, dar zice așa. Ascult emisiunea. Eu unul nu cred că este un eșec. Nu cred că e un eșec deloc. Ba chiar e o performanță că am fost în cărți până în ultima etapă. Eșec ar fi fost dacă eram la începutul campaniei în mod clar mai bun decât Macedonia de Nord, ceea ce nu eram. Nu aveam calificări recente la activ. Ei au jucat la Euro 2020. Noi... nu, n-am jucat, deci nu cred că e un eșec. Da, pentru că multă lume din generațiile mai tinere, și sper să mă alătur și eu cumva lor, se uită și la lucrurile bune pe care le putem face. Deocamdată, deși am ratat din nou ca nație, echipa asta lui Mirel Rădoi a făcut un pic mai bine decât ne așteptam. Și să știți că ăsta e un mare lucru. Să ne uităm la problemele pe care le avem împreună și să căutăm soluții și să apreciem un pic progresul făcut. Da, am ieșuat din nou,
Dar eu tare cred că peste 2 ani deja o să avem semne mult mai bune. Vă mulțumesc pentru România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.